Campionul olimpic Covaliu s-a întors la școala unde a învățat până în clasa 8-a. Au trecut 10 ani de când s-a retras, dar tot mai primește medalii. Președintele CSR Covaliu și-a amintit de primii ani de școală. S-a întors acasă la Brașov. Vedeți că am venit din nou. Da, foarte bine. Sunt colegul vostru. Avem astăzi, doamna? Limba germană. S-a lipit germană, ale. S-a lipit un pic. Autograful campionului olimpic de la Sydney e la mare preț la școala din Brașov. Vă rog să nu ștergeți tabla, păstrăm. Covaliu a dat startul unei competiții în care se întrec elevi din toată țara. De-așa.